Mai mulți copii, membri ai Cercului de Arte Plastice și Pictură Alexandru Donici, al Casei de Cultură Tudor Mușatescu din Câmpul Lung, și-au mutat punctul de lucru în natura care i-a inspirat să pună pe planșele de desen imagini minunate. Mă numesc Crăciun Ioana Alexia și sunt în clasa a 8-a și sunt aici să reprezint natura prin culori și prin forme. Pentru început am folosit doar câteva culori de bază. Având în vedere că suntem în natură, predomină verdele, pe care l-am îmbinat și cu albastrul cerului, cu maroul copacilor, cu galbenul traseului. Momentan nu este nimic special, dar desenul va arăta mult mai bine când va fi gata, pentru că acest lucru face parte și din proces. Mă numesc Vlaicu Alesia Ștefania. Am descoperit această pasiune de când eram mică. Desenul mereu m-a relaxat și o să mă relaxeze în continuare. Și nu o să renunț niciodată la această pasiune. Cercul de Arte Plastice și Pictură Alexandru Donici este coordonat de artistul Liviu Cioacă.